Astăzi voi testa 1000 de mituri cu mâncare în 50 de ore, iar primul spune că dacă pui un măr într-o bormașină și ții aparatul de curățat pe el, îl poți decoji foarte rapid. Hai să ne dat amița, nu? Ia. Ia, vezi, mă, ce frumos ești de la cap. Wow! Gata, stop! Băi! Și voiam să iau o gură din el. Mamă, e bun, mă, merge, mă, merge. Mitul e adevărat, hai să continuăm. Ci că poți să deschizi capacul unei sticle folosind ruleta. Ia-o, tata Mițana. Oh, hai de tot. Încerc. Eu nu mai aveam nicio speranță, dar tata a stat acolo și a încercat în continuu până s-a întâmplat asta. Wow! Bă, nu m-a sărit de la acid! Nu, bine să cred, deja renunțasem, dar tata Mițana a fost ambițios. Se pare că mitul este complet adevărat. Hai să continuăm. Ci că poți să faci jeleu din prime, tata. Aveți nevoie de prime dacă vreți să faceți și voi și de sirop de porumb. Hai să punem niște sirop de porumb aici înăuntru, bam. Punem și năsa roșu. Puneți capacele la prime după și agitați. Dacă iese jeleu, sunt imit la maxim, știu. După care le băgăm la congelator 24 de ore și ar trebui să se facă jeleu. Am uitat prime-uri de acolo și au trecut vreo 50 de ore, fraților, și uitați-vă cum stă situația aici, uitați-vă cum iese prime-ul. Nu vine să cred așa ceva. Ia uitați-vă, bă, băiatule, jeleu. Mamă, ce gust are fix ca prime-ul. Mitul e complet adevărat, poți suma jeleu din prime. Hai să continuăm. Și că în sâmburile de avocado se mai află încă puțin avocado. Ia, mă, să vedem, dată încercăm să-l tăiem. Oh! Hai că se mai află avocado, dacă e, băieți. E alb, mă. Și nici măcar n-are gust de avocado înăuntru. Mitul e fals. Dacă spargi un ou în apă, ci că-l poți apuca de albuș. Ia, mă, să vedem. Ba, m-a căzut în apică. Și acum ia-mă. Ia uite, mă, l-am apucat, ești bun, îl trag în apă, ia uite. Dar de îndată ce-l scot deasupra, se rupe albușul. L-am și separat, ești bun, mitul clar e adevărat, e forță. Și că nuggetsii plant-based au același gust cu nuggetsii de pui normal. Ia, mă, să vedem mitule, acum ai amestecăm un pic. Stai așa, mă, ca să nu știi de unde îți dau, da? Sunt curios, rău, să vedem. Hai, ia-l pe ăsta. Deci ăsta, să vedem ce e, ia să vedem dacă îl ghicești. Ba, are gust bun. O fi, da. O fi, de la tu trei să-mi zici acum. Hai, dă-mi și pe cer. Ca să trag o concluzie. Dă-l încoace pe ăsta. Ia și pe ăsta. Ia să vedem. Parcă are un pic mai mult gust. Deci concluzia mea e că ăsta e de pui și celălalt e de legume. Da, bun. A zis bine? Da, bun. Mitul practic e fals. N-au același gust. Dacă tai colțurile de la o pungă de chipsuri și ți le pui pe degete, poți să mănânci foarte ușor chipsuri din pungă fără să te murdărești. Am tăiem și capul ăsta aici așa ca să fie treaba. Luăm degetele, băgăm și băgăm direct în gură. N-ai, mă, nicio treabă. Să tot mănânci chipsuri așa. Mitul e adevărat complet. Ci că poți folosi chestia asta de mijloc cu farfecelor ca să spargi nuci. Ia, mă, să vedem, tată, stăm aici așa, băgăm nuca la mijloc, da? Și apăsăm tare rău de tot. Da, mă, da, e bună, rău de tot, ești nebun? Băgăm și eu nucă frumos. Hai să mergi la următorul mit, ăsta e adevărat. Ci că poți să faci suc de pepene dacă bagi un blender de ăsta direct în el. Ia, mă, să vedem, tată. 3, 2, 1. Mamă, ce frumos arată! Bă, ești nebun? Jucați-o pasta! Mamă, ia vede suc acolo. Hai să testăm și dacă e bun. Mamă, jos pălăria. Și cu puțină pulpă din aia ca să fie treaba. Mitul e adevărat, hai să continuăm. Și că cartofii de la Mac nu sunt de post. Ia, mă, nu pot să cred. Sunt de post cartofii de la voi? Cartofii de la dumneavoastră sunt de post? Da. Sunt de post? Da. Un mec ne-a zis că sunt de post, un mec ne-a zis că nu sunt de post. Mitul ăsta e invalid. Poți să gătești ouă la microunde. Ia, mă, să vedem. Deci eu nu pot să cred că merge. Bă, cred că aproape s-au făcut, mă. Bă, băiatule! Nu vrea să fac să nu încercați asta acasă, mitul este fals. Ci că poți face o prăjitură superbă dacă pui Nutella, un ou și o lingură de făină, bam. Amestecăm bine. Și acum ce că doar trebuie să o lași la microunde. Ia, o să vedem. Am lăsat-o puțin la microunde și... Ia uitați-vă, fraților, cum s-a făcut asta, bă! Miroase ars așa un pic, dar uitați-vă ce pan de șpan am făcut. Ești de bun, din puțină făină, cu ou, cu haubau. Gustăm, 3, 2, 1. Lol, bro, chiar e bună, ești nebun? Bro, cât de bună e! Dacă pui niște Nutella peste, cred că îl fac cel mai bun și rapid desert, așa că mitul e adevărat. Hai să continuăm. Dacă pui pastă de dinți în Mirinda, ci că se colorează sucul. Ia, mă, să vedem, tată. Opa, curs, foarte bine, închidem. Dă capacul, Iulica, pune repede. Amestecăm acum. Am agitat sticla aia până nu mai puteam, așa că a agitat-o și Iuli, concluzia fiind asta. Nu mai pot, măi, mitul e fals, nu merge. Ci că poți să tai un tort folosind o ață dentară. Ia, mă, să vedem, prima oară îi dăm așa.
Bine. După care îi dăm și așa. Bam. Și punem un pic și în farfurie. Ia uite, mă. Bă, merge, mă, fraților, dacă te chinui așa un pic. Dați un like și un subscribe dacă vreți ce tort de ăsta. Mamă, cum arată. Și că e mult mai rapid să comanzi la drive-thru decât în restaurant. Eu o să merg cu mașina la drive-thru, parc prin restaurant și hai să vedem cine primește comanda mai repede. Let's go. Hai, Parpi, ești gata? Da, hai. Pa. Hai să te văd, pa, pa. Hai să vedem. Sper să n-am coadă, sper să n-am coadă. Nu cred că e nicio mașină, ești nebun? Să comandă înaintea lui, frate. Bună ziua. Hai să vină cineva mai repede. Dați-mi o porție de cartofi. Bună, vreau și un Big Mac, doar sandwich-ul. Dați-mi, vă rog, un Big Mac. O porție de cartofi mare și o plăcintă cu vișine. Avem o sandwich nou Angus, dacă doriți. Nu, doar sandwich-ul și o plăcintă cu vișine, vă rog. Avem comanda cu numărul 34, așteptăm să se afișeze acolo pe ecran. Faule, m-a spart, m-a întrebat de mama, am pierdut timpul în continuu. Cred că deja a trecut un minut și nimic. Ultima fereastră, hai să vedem, n-avem nicio mașină în față, filmează Irica. Salut, mersi, e tot aici? Da. Cred că e gata. Mamă, eu zic că am câștigat 100%, hai să mergem să vedem unde e. Am luat-o. Nu! Te-am bătut! Ce i-am făcut, bă, băiatule, am spart-o! Mitul practic adevărat e mult mai rapid la drive. Ci că poți să cureți un morcov folosind folie de staniol. Așa arată curățat cu aparatul ăsta, cu stensila asta, și hai să-i dăm acum și cu folia de staniol. Mamă! Băi, cât de bine se ia! Ia uitați-vă cât de bine iese, ești nebun, nu-mi vine să cred. Jucați-o pe asta, uitați-vă ce a rămas pe folia de staniol, mitul e complet adevărat, hai să continuăm, foarte tare. Dacă pui lapte într-un recipient de săpun și la meste și că poți să faci spumă de lapte. Ia să vedem, băgăm aici așa. Ia uitați-vă, frații mei. Băi, ia uitați-vă, mă, ești nebun la cap. Spumă de lapte făcută ușor și cum trebuie, tată, uitați-vă aici așa. Și beau, să nu știți că e zăpun, da? Mitul este complet adevărat. Dacă bași capacul unui borcan în apă fierbinte, ci că se desface ușor. Ia mă să vedem. Îl băgăm în apă, îl lăsăm un pic. Ia să vedem, îl scoatem. Și are, mă, mâncare picul super glosta. Nu merge, mă, e fals mitul, mă, mâncați și gata. Bă, eu știu o altă metodă, ia să vedem dacă merge. Apăsăm aici pe capac. Ia uitați, bă, băieți, cum s-a deschis. Bă, ăsta e mitul adevărat. Mitul ăsta, doamnița, nu e adevărat. Că dacă l-apeși așa, poți să deschizi capacul de la borcan. Hai să continuăm. Și că poți să folosești o sticlă de genul pe post de făcăleț. Avem aici coca și hai să vedem. Bam! Ia vezi, stat. Mai dăm așa în partea asta, ținem de ea un pic așa. Jucați-o pe asta. Ce vorbești, mă, direct mini pizza. Mitul e complet adevărat. Chiar merge asta pe post de făcăleț. Poți deschide o sticlă de vin cu un papuc. Fiți atenți aici. Ia o să vedem. Mama mea, cum a ieșit, mă, băiatele, mă! Mi-e adevărat, am achinuit ceva. Dacă bagi o căpățână de usturoi într-un pahar și agiți și că-l decojești, tată, ia, mă, să vedem. Am agitat usturoiul la torpilă 5 minute și... Mamă! Ia uitați-vă, bă, ești nebun? Uitați-vă cât de clean este la propriu, nu vine să cred. Și s-au curățat și mai multe bucăți, așa că mitul... Este adevărat, mamă, ce iute e. Ci că poți diferenția legal la ochi un burger de la Mac versus un burger de la orice alt fast food. Hai să vedem, îi dăm lui tata Mițanu primul burger, care o să fie ăsta. Dublu cheese sunt ambele. Nasol? Ma. Nu prea-mi place, băi, chifra e dulce, nu prea-mi place. Dă-mi și pe celălalt. Hai să vedem ăsta, uite aici, ia-l pe ăsta. Și că ar trebui să-ți dai seama, mă, care e Mac, că e mult peste, că nu știu ce, că de-asta. O, ăsta mai bun. Da? Deci în momentul de față, tu în față ai Mac și Burger King. Nu. Care crezi că e ăsta? Eu cred că ăsta e Burger King. Ai dreptate, ăsta este Burger King, ăla e Mac-ul. Băi, cum ai știu? Mi-am adus aminte că într-adevăr la Mac e chifla un pic dulce, dulceagă. Și aici am făcut diferența, mi-am dat seama că ăsta e, da. Practic, mitul este adevărat pentru că poți diferenția Mac față de alt fast food. Hai să continuăm. Dacă pui bananele la cuptor, se decunje singure. Hai să așteptăm. După ceva timp de așteptare, deschid cuptorul și văd asta. Trecu vreo 20 de minute și cam așa arată situația. Nu se decunjesc, mă, singure, mitul e fals. Următorul mi spune că e ok să mănânci mâncare expirată. Avem aici niște căpșune care, uitați-vă cum arată mâncava și gura voastră. Hai să vedem ce gust are. Eu nu prea cred că e ok. Mama mea, ce gust are! Bă, băiatule, nu pot să vă explic ce gust are, ești nebun la cap? Mitul e fals să nu mâncați niciodată mâncare expirată. Ci că poți foarte ușor să ceri făina dacă folosești acest aparat de masaj. Ia, mă, să vedem, tata. Wow, ia uitați-vă cum pică, ești nebun la cap. Da, mă, da. Mamă, ce frumos se duce. Deja s-a dus toată, ești nebun? Mitul ăsta chiar e adevărat, e forță asta. Ci că poți să gătești o friptură cu un arzător de ăsta. Ia, mă, să vedem, tata. Ia uitați-vă cum se face grăsimea pe aici. Deci dacă chiar merge, wow. I-am dat pe partea de
sus câteva minute bune, așa că... Haideți să o întoarcem? Mamă, mamă, ce bine miroase, se face oricum mai sânge vita. Iulica, vino și pune și niște stare pe ea, mă, dacă... Așa, mă, tată! Și cam asta e, băieți, cam așa arată situațiunea. Auzi, zici cum sfârâie! Haide, mă, să vedem cam cum stă situația, tată. O punem aici așa? Mamă, vezi că nu știu dacă e prea făcută. Sincer, e cam vie. Păi mai dăm un pic, mă, ca să fim siguri că e tot în regulă. Carnea era cam în sânge, așa că am vrut să ne asigurăm totuși. Cam așa arată situațiunea? Ia, mă, să vedem cum e. Bă, sincer, frate, chiar e bună rău, Dotomitu, e complet adevărat, chiar poți să gătești vită cu arzător, ești de bun, hai să continuăm, wow, chiar bună. Și că Oreo are spațiul acesta în mijloc special dedicat laptelui. Ia, mă, să vedem, mamă, ce frumos, mă, în mijloc. Frumos, rău, Dotom, gândiți și ca să nu vă murdăriți pe degete atunci când băgați Oreo un lapte, luați o furculiță, băgați în centru, după care prin lapte pe aici așa și mușcați. Mitu, e adevărat, chiar e super tare așa cu furculița și de spațiul ăsta în mijloc aici nu mai zic. Dacă bașele la microunde poți face asta, fiți atenți. Bun, s-au topit, iar acum dacă băgați un pai în ele și suflați, se va întâmpla asta. Bă, băiatule, băi! Băi, uitați-vă ce mâncăm, ești nebun la cap? Incredibil așa ceva! Nu cred că o să mai mănânc geleuri de acum încolo, vă jur. Dacă pui bețișoarele chinezești într-un șervețel și rluluiești așa oarecum, poți să mănânci foarte ușor cu bețișoarele, cică. Ia vedeți, tată, mamă, chiar cred că merge. Luăm sushi-ul, băgăm un pic de wasabi. Merge incredibil de ușor, nu vine să cred, poți să apuc totul de aici, ești nebun, băgăm și nici ce cream. Mitul chiar adevărat, hai să continuăm. Următorul mit este că tot timpul mașina e de înghețată de la Max sunt stricate. Hai să vedem. Bună seara, e stricată mașina de înghețată? Nu, merge. Vreau și eu o înghețată la cornet. Ui, ești nebun, le merge mașina înghețată, la aștept. Mulțumesc, Sărmâna. Mitul este fals. E bună, bă! Se spune că nu poți să faci diferența între o apă scumpă, apă ieftină și apă de la robinet. Hai să vedem. Ia, mă. O să le amestec puțin. Hai să vedem dacă e ce apă e asta. Ia, mă, ia. Nu prea mi-a plăcut apica, sincer să fiu cu voi. Adică îi dau nota 7, parcă nu m-a hidratat așa, nu știu. Următoarea. Ia să vedem, am ochii închiși la propriu, da? Bă, asta mi-a plăcut. Deci asta eu cred că e aia scumpă. Și ultima, ultima gustare, hai să vedem. Bă, și asta mi-a plăcut. Bă, voi mi-ați dat 3 de același fel. Asta e aia ieftină. Doar pe asta ai nimerit-o, după ai zis că asta nu-ți place deloc și asta e cea mai bună. Asta e cea mai bună, dar. Nu pot să cred, asta de la robinet e cea mai bună. Da, minte adevărat, nu poți să faci diferența într-o apă scumpă sau ieftină. Cașcavalul topit arde loc să se topească. Îi dăm foc? Din ce sunt făcute astea, mă, fraților? Din plastic, ești nebun? Uitați-vă cum ia foc, ești nebun? Bro, ce e asta? Mitul este adevărat, ce mâncăm, nu vine să cred. Asta este o pâine super veche și ce că dacă o bagi în apă și după bagi la cuptor o poți de împrospăta să fie așa crunchy, să fie crocantă. Ia, mă, să vedem, punem pe tavă. Am băgat-o la cuptor și acum hai să așteptăm, mamă, ce căldură vine. Așteptarea a început și chiar a durat ceva, dar rezultatul a fost pe măsură. Ia, mă, să vedem pâinica noastră, tată, pa, mă, pa. Băi, uitați-vă ce crunchy, auziți, auziți, ia. Wow, nu-mi vine să cred așa ceva, pe bune. Wow, hai să o și gustăm. Incredibil așa ceva. Nota 10 acestui mit. Pâinea și-a revenit la propriu. Deci dacă sunteți în pană de pâine, nu mai găsiți deschis la pâine, faceți chestia asta. E 100% garantat, prea tare. Hai să continuăm. Dacă pui carne tocată într-o sticlă de genul și după înfigi un băț, poți să faci frigăruia perfectă. Ia fiți atenți aici, ta. Ia jucați-o pasta cum iese perfect și rămâne lipit de băț. Nu-mi vine să cred așa ceva. Mitul este complet adevărat. Și că poți să faci un sos super delicios din pufuleți Cheetos pentru paste. Ia, mă, să vedem. Luăm pufuleții, punem în apă. Îi mai întindem pe aici un pic. Trebuie să așteptăm să se topească bine rău de tot. Ce frumos miroase a cașcaval. Desfacem noodle și ăștia, pastele astea nebunatice. Punem aici. Punem așa sos din ăsta peste. Mamă, mamă, ce frumos miroase. Am așteptat să se închege Cheetos-ul ăla bine rău. Iar după ceva minute bune, sosul arăta așa. Oprim focul frumos și hai să punem. Mamă, cum arată, fraților. Mamă, de-abia aștept să gust. Cam așa arată textura. Foarte interesant. Zic că e mac and cheese de la. Suflăm un pic că e fierbinte. Și momentul adevărului, hai! Mamă! Mamă, cât de bun e! Deci dacă nu se închega așa de tare, era superb. Acum e destul de tare așa oarecum, adică ai nevoie de un pahar de apă lângă și să bagi un pic de apic așa. Ce gust de cașcaval! Mitul e complet adevărat, eu mă bag să termin toată porția, wow! Dacă bagi o artifică într-o mandarină și îi dai foc, aceasta o să continue să ardă chiar și în interiorul mandarinei. Ia, mă, să vedem că eu nu cred așa ceva, mă jur! Haide! Este! Bun, hai să vedem, a început artifica! Avansează din ce în ce mai jos înspre mandarină, închide lumina.
Și intră în interior? What? Băi, cum se vede, fraților? Wow, jos pălăria. De ce n-am crezut așa ceva? Prea tare mitul, e complet adevărat. Hai să continuăm tare. Poți să produci scântei dacă storci coajă de portocală pe un arzător de ăsta. Ia fiți atenți aici. Ia uitați-le, bă! Jucați-o pe asta. Ia uite. Da, mă. Bă, e frumos mitul, dar nu e așa de wow. Totuși e adevărat. Următorul mi-i spune că dacă bagi un săpun la microunde, se face o spumă așa și se face enorm de mare. Ia, mă, să vedem. Băgăm un minut jumate aici ca să fie treaba. Și așteptăm să vedem să nu explodeze asta pe aici. Am dat drumul la microunde, aveam emoții să nu bubuie și pe lângă parpi zice și asta. Iese fum? Bă, chiar iese fum de aici. Bă, de ce se aude așa? Mi-e să nu explodeze ăsta aici de bun. Hai să vedem. Momentul adevărului, băieți. Bum. Și asta, bă, băiatule, clătită de săpun. Bă, nu s-a făcut mă mare. Mitul e complet fals. Morcovi au niște nutrienți care te fac să vezi mai bine. Hai să te testez. Hai să vedem. Zi primele litere. V, R, E. Da. I, 2, 0, 0. Bravo. Lei. Dă subscribe. Băi, morcovul chiar ăsta super puternic. Nu uitați, dacă vreți și voi 200 de lei, da subscribe. Și nu uitați și de like. V-am pupat. Pa, pa.